12 copii de clasa a 4-a din cadrul școlii numărul 8 Academician Marin Voiculescu din Giurgiu au avut ocazia să se implice într-un proiect european ce a avut ca scop încurajarea lor de a se antrena în cât mai multe activități educaționale. Însă doar 4 dintre aceștia vor pleca într-o excursie la Bruxelles, venită ca o răsplată pentru eforturile depuse în derularea proiectului. Copiii au format echipe virtuale cu alți elevi din țările care s-au alăturat proiectului, respectiv Polonia, Grecia și Italia. Domeniile abordate de aceștia au fost diverse, desprinse din programa școlară. Copiii au postat pe forum ideile, au făcut schimb de experiență și au decis împreună modalitatea realizării sarcinilor. Rezultatele au fost postate pe o pagină socială, iar prin emoticoane, aceștia au apreciat atractivitatea fiecărei activități. Un proiect care a fost apreciat pentru interactivitate, pentru comunicare și interdisciplinaritate. S-a desfășurat ca o competiție, a fost multă colaborare, echipele internaționale au colaborat și au concurat între ele pe diverse teme. Fiecare echipă și-a ales numele unei stele după inițiala îndrumătorului, iar de aici elevii au avut de îndeplinit mai multe sarcini, precum realizarea constelației proiectului, crearea legendei constelației respective și a locuitorilor fiecărei planete. Elevii s-au simțit foarte bine și spun că cel mai mult se bucură că această muncă le-a fost răsplătită. În cadrul acestui proiect am desfășurat diferite activități de sport, de matematică și îmi amintesc că la sport trebuia să facem flotări, iar la matematică să trimitem probleme. Deci nu doar am învățat, ne-am și distrat, a trebuit să comentăm la diferite posturi, să postăm videoclipuri despre țara noastră, să am mai avut de muzică, să creăm cântecele de constelații. Am creat o legendă, legenda constelanției de Acșund, în care am creat-o noi în proiect. Am avut de creat o planetă, de ales un nume pentru ele. Am avut la un moment dat de o activitate, Colorilo, unde s-a întâlnit grupa noastră, grupa Bellatrix cu doamna Barbara și trebuia să desenăm planeta, cum am dorit noi să devină planeta, cum să arate planeta Bella. Am desenat, am și cântat și multe alte activități. Cât de important este pentru tine că pleci la Bruxelles? Este foarte important, fiind prima mea țară. Mă bucur tare mult. Am avut un mentor din Italia și mi s-a părut o experiență foarte interesantă. Cum ți se pare ție excursia asta la Bruxelles? Cât de importantă crezi că va fi pentru tine în viitor? Mi se pare o experiență foarte interesantă pentru că voi putea să învăț mult mai multe și în limba engleză, să îmi întâlnesc colegii de proiect, mentorul și să primesc premiul pe care cred că îl merit. Din cele 134 de proiecte înscrise, proiectul LIPS s-a regăsit pe lista finală la categoria de vârstă 4-11 ani, câștigând premiul întâi. În perioada 7-10 aprilie, cei mai conștiincioși elevi care au făcut parte din proiect vor merge în Belgia pentru a-și ridica premiul. Acolo vor avea ocazia să viziteze muzee, Parlamentul European și totodată vor asista și la momente artistice pregătite de fiecare echipă.